Doamna Balint Elena Gabriela. Prezent. Domnul Bezărău Petru. Prezent. Domnul Cojoc Mihai Sorin. Prezent. Domnul Gălățean Ionel. Prezent. Domnul Hergelegiu Samuel. Prezent. Domnul Neagu Neculai Dan. Prezent. Doamna Ojoc Camelia. Prezent. Doamna Pușcuță Tanța. Prezent. Domnul Rafaela Adrian. Prezent. Domnul Rafael Ciprian. Prezent. Doamna Bântul Livia. Prezent. Pentru că sunt toți consilierii prezenți, putem începe ședința. Să punem la vot procesul verbal al ședinței din 7 aprilie 2021. Cine se abține? Cine este împotrivă? Invităm pe domnul... Invităm doamna primar să pună la vot ordinea zi pentru care ați fost invitat la convocarea ședinței. Ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 22.04.2021 este următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al bugetului local pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bobești de Subacău pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și achiziții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local. Supunem la vot ordinea de zi pentru care ați fost convocat. Deci unanimitate. Se abține cineva? Este împotrivă cineva? Deci unanimitate. Invităm domnul președinte de ședință Bezărău Petru să conducă ședința. Vă mulțumesc. Începem cu primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2021. Dăm cuvântul doamnei primar. Da, ați primit materialele, iar în cazul mapei, cred că ați avut și un tabel cu suma de 1000 de lei. Așa ar trebui să arate tabelul. Așa. Sumele au fost aprobate în ședința ADIM prin hotărârea ADA numărul 2 din 26.03.2021. În această hotărâre au fost aprobate toate sumele privind cotizația unităților administrativ-teritoriale împărțite pe diferite criterii. Avem unități care au investiții POIN, adică au investiții apă și canal cu finanțare susținută de ADI, și avem și comune cum suntem noi, care nu beneficiem sau nu facem parte din investiții POIN. De asta avem 1000 de lei. Ceilalți cotizația este în funcție de investiție. Comun evaluare investiției COIM sub 2 milioane de euro, 3.000 de lei. Între 4 milioane și 6 milioane de euro, 9.000 de lei. Între 6 milioane și 8 milioane, 12.000 de lei. Între 8 milioane și 10 milioane, 15.000. Peste 10 milioane, 18.000 de lei. Deci cotizația noastră la ADIM, care ADIM înseamnă Asociații de Dezvoltare Intercomunitare Bacău și are ca scop înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și cu canalizare, cotizația Comunei Dobești
este 2000 de lei. De altfel de ani de zile. În fiecare an plătim această cotizare. Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, se pune la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al bugetului local pentru anul 2020. Conform prevederilor articolului 57 alineatul 1 din legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare până la data de 31 mai a anului următor conturile anuale de execuție a bugetelor aprobate în următoarea structură. La venituri prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive și încasări realizate. La cheltuieli, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive și plăți efectuate. S-a avut contul de închidere a exercițiului financiar la 31.12.2020. Dacă sunt discuții. Nu sunt discuții, se pune la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Odobeni, județul Bacău, pentru anul 2021. Dăm cuvântul doamnei primar. Proiectul bugetului local s-a elaborat în baza ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, a legii numărul 273 pe 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a legilor speciale și a altor acte normative, luând în considerare sursele financiare avute la dispoziție și a celor care pot fi atrase în viitor. Mai pe înțelesul tuturor, proiectul de buget local sunt prevăzute sume care urmează a fi încasate. Toate veniturile a bugetului local, în afară de sumele primite, sunt desfășurate pe anul bugetar 2021, până la 31 decembrie, dacă sau 23 când o se închidă trezoreria, dată până la care se pot face încasări. Proiectul de buget pentru anul 2021 este elaborat în contextul implementării unor politici bugetare orientate spre atingerea echilibrului bugetar, utilizării eficiente a fondurilor publice și la asigurării îndeplinirii principalelor funcții ale administrației publice locale. Administrarea și buna gestiunea bunurilor și fondurilor publice, accesarea fondurilor comunitare și derulării programelor de dezvoltare și a infrastructurii publice și sociale, alimentări cu apă, canalizare, drumuri. În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de buget stabilește volumul și structura veniturilor pe surse. Potrivit legii numărul 273 pe 2006, privind finanțele publice locale, autoritățile locale au obligația să aprobe bugetele locale cu două secțiuni. Secțiunea de funcționare, în care intră cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, și respectiv secțiunea de dezvoltare, adică cheltuielile de capital, cu venituri și cheltuieli stabilite pentru fiecare secțiune, așa cum aveți în anexa care a primit-o noastră. Dacă sunt discuții.
că vreau să fac și propuneri pentru bisericii la Ciuturești, biserica de la Ciuturești, 50.000 dacă aveți de unii, Tisa Silivestri, 50.000, Podobești, 30.000, Tisa tot 50.000, da. Festil Vechi, 10.000 dacă aveți de unii, și pentru, nu știu, la Argentești, nu? Alte culte, pentru costa, 10.000. Ați spus cumva și Odobești? 30.000, da. 30.000, da. Mai am încă o propunere. Niște uluci pentru animale, pentru a, la fântâni, să facem din beton. Dacă ați putea să puneți vreo 3.000, da. Zic că ar fi vreo 4 pe la Ciuturești, vreo 4 pe la Tisa să faci și măcar vreo 3 pe la Odobești, că sunt animale, că am văzut că n-au cum să-i da la. Avem dreptate. Și la căminul la Ciuturești nu se face nimic, am înțeles, nu? Dacă nu avem finanțare. Măcar să renovăm undeva la Odobești sau... Ca să nu se mai facă discuții, să mai facă ședințe prin școală. O să înceapă iarăși adunările, o să termine COVID-ul. Să facem o expertiză, cât ar costa o renovare. Că e, totuși e domeniul primăriei, nu? E domeniul da. Public, nu? Da. Să nu mai fie discuții cu școala, cu copiii, că... Nici aia și nouă să facem adunări și nu avem unul. Poate ați văzut în anexa cu bugetul local, pentru cult este prevăzută suma de 50.000 pe total. Bănuiesc că o să mai fie și rectificări de buget și chiar dacă nu o să fie în funcție de încasările veniturilor proprii, o să ținem cont de propunerea dumneavoastră. Luci, o să... Astea cu banii de la 416 o să-i ajung și eu dacă... O să avem bani prinși la dezvoltare și avem bani. Intră la cheltuieli de funcționare, nu intră la cheltuieli de capital. Nu e nicio problemă. La căminul de la Odobești sunt prinse mai puține sume pentru a începe o expertiză și o să venim cu proiect de hotărâre în fața dumneavoastră în momentul în care... Da. Da. Și la Odobești. Dacă la Odobești am zis, fac o expertiză cam că ar costa, măcar revăruit, renovat ceva. Oricum la Ciuturești, proiectul este prin CNI și nu va costa comuna nici un bani. Dacă de aici încolo. Ce-o costa, o costa. Când o să fac, da. Până atunci am spus. Așa știu eu. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu mai sunt discuții, să-mi cer permisiunea să-mi dați voi să zic și eu două, trei cuvinte. Fac parte din opoziție, dar dacă eu nu voi vota acum bugetul, o să-mi sară cetățenii satului, în special cetățenii satului Tisa Silvestri, care m-au votat și am ieșit consilier, ori să-mi sară în cap, că nu se va face nimic sau nu știu ce se va face. Așa că eu voi fi de acord cu aprob bugetul. Să punem nu, la vot. Nu, Bezărău. Așa cred că am o vârstă la care se spune că trăiești mai mult din amintiri, dar parcă ieri, în această sală, ați depus jurământul. Care și-au făcut mai multe cruci? Care și-au făcut mai puține? Care nu și-au făcut deloc? Cu mâna pe Constituție? Cu mâna pe Biblie? Care fără mâna pe Biblie? Și jurați că veți respecta Constituția și legile țării și că o să faceți tot ce vă stă în putință sau în puterile și priceperea dumneavoastră pentru binele locuitorilor. Eu cred că pentru a se dezvolta comuna nu trebuie să faci parte din partidul la putere sau din partidul din opoziție. Cred că fiecare dintre dumneavoastră trebuie să veniți cu sugestii, cu să contribuiți, dacă se poate, un pic, comuna să meargă mai departe spre civilizație. Dați-mi cuvânt. Tot am zis că nu vorbesc, dar să vorbesc. Nu dacă vor juri că e transparență. Cine se mi s-o dat cu toată mapa asta? Toți aveți mapa la dumneavoastră. Uitați pe toate proiectele astea. Scrie unul din 24 și este unul din 23. Unul din 8 este unul...
7. Dacă avem transparență. Haideți să o luăm pe rând, ca să nu ne mai întotdeauna. Dacă avem transparență de rând, și știți vreo consilier de 11 consilier ce s-a mai plinit la posibilitatea? Scrie, domnul primar. S-a fost primar. Eu am votat și votez împotrivă la tuturor material de tura asta. M-am dus pe la consiliere. Asta și-am întrebat. Dar asta admitim că este o misiune. N-aveam ora. N-am avut proces verbal și n-am la fiecare câte o misiune. Cum să puteți de unul? Deci cum ați văzut dumneavoastră, domnul Gălățeanu, că o să duc cineva la croitor și pentru că tot timpul se gândește că e n-ar să iasă haina bună, croitorul îi greșește haina. Așa am văzut și dumneavoastră. Și la mine... Numai un pic. N-am avut nici proces verbal. Nu, stați un pic. Dacă poate să îmi spune cineva, dacă scrie numele vreunui consilier pe mapă. Nu, dar nu are fel la testa. Nu, dar stați un pic, ca să vedeți că nu a fost cu intenție. Dar cum s-o fi nimerit? Chiar la dumneavoastră, fără proces verbal, n-am să vă răspunsă. Ceasul rău, pisica ne-a vizit. Dar altceva nu pot să spun. De la tot asta, bun, stați cum mai am. La buget, și eu am pretenție la dumneavoastră, pentru că ați fost 9 ani primar. 9 ani ați fost ordonator de credite. Puteți să ne spuneți cum se termină bugetul, da? Deci vă spun eu dacă nu. Cu excedent și deficit, da? Ce scrie pe ultima pagină a dumneavoastră? Da, care este ultima pagină? Eu v-am spus... Dar vă rog să vă uitați pe bugetul de fiecare. Eu trebuie să am aici așa la asta, paginile, de exemplu. Ultima pagină, nu am... Și dacă cel care a spus la imprimantă ștergea numărul de pagini, dumneavoastră ce făcea? Nu mai știați, mai citiți bugetul? Doamne, dar de ce nu mi-ați dat vedea? Dacă tot a spus... Deci trebuia să vă mai dăm o pagină goală. Nu e adevărat, scrie 1 din 24, față 24, scrie 1 din 8, față 1 din 8. Dați-vă la contact de la 94 pagini goală. Domnul primar, colegiul 24 din 24. Nu puteam să prezint la toți consilierii o pagină cu semnături. Mi-am asumat la pagina 23. Uitați, mi-am asumat la pagina 23 semnăturile. Și asta e pagina 24. Doamne, ca să puteți să vedeți, să fie transparență, puneți-ne toate în lucrurile. De-acum, dacă a spus 1 din 8, 1 din 8, dar dacă a spus la toată, 1 din 8, 1 din 8, 1 din 8, sau mai sunt, pentru că sunt lângă dumneavoastră, vreau să vă spun că sume de la Consiliul Județean, uitați-vă pe prima pagină, sume de la Consiliul Județean, 350. Vă zice a scris și unul. Doar trebuie citit. Da. No. Mai sunt discuții? Da, unde e voie, da? Doamna directoare. Da, vreau să spun și eu două cuvinte. La 31 august mi se va termina mandatul de 4 ani, pentru că am dat concurs de director la școala Tisa Silvestri. Și cred că este ultima oară când sunt în fața dumneavoastră aici și vreau să vă mulțumesc tuturor. Mare parte dintre dumneavoastră ați fost consilier și în mandatul trecut și ne-am întâlnit la ședințe. Vreau să mulțumesc doamnei primar, domnului vice, doamnei contabile și tuturor pentru sprijinul acordat în tot ceea ce am avut noi nevoie la școală. Am avut întotdeauna sprijin în limita posibilităților și cu ajutorul primărie am reușit să facem destule, spun eu, nu suficiente, nu în totalitate, dar am reușit să facem lucruri bune. Am reușit să achiziționăm tablete pentru copii atunci când a început pandemia. Am reușit să facem toaletele în școală. Am reușit să cumpărăm videoproiectoare la toată școala din Tisa, în fiecare clasă. Am reușit să mobilăm o clasă pregătitoare, să schimbăm tablele, să cumpărăm mobilier și tot ce este necesar. Sperăm că în continuare vom colabora la fel de bine și știu că doamna primar se implică în proiecte pentru a realiza ce mai trebuie și pentru asta vă mulțumesc. Mulțumesc.
Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Trecem la proiectul cu numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și achiziții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local. Așa cum vă spuneam, dacă vă aduceți aminte, am mai supus această listă la trei ani de dezbatere și la spre votul dumneavoastră, mult mai bogată, multe obiective. Din ele au rămas ce aveți dumneavoastră în față. Din ce aveți dumneavoastră în față, este posibil mai mult ca sigur nu se vor putea realiza toate, că majoritatea sunt în funcție de realizarea veniturilor la bugetul local, dar discuții? Ceilalți domn consilieri care au fost în mandatul anterior știu că fiecare obiectiv de investiție este supus separat la vot în momentul în care începe realizarea lui. Aici la transporturi, ce înseamnă modernizarea drumului? Știi, stați liberi de stat care nu-i plătit sau? Diferența care mai rămas. Diferența? Da. Și nu numai pentru că am depus și ne s-au aprobat pe CNI în modernizare drumuri comunale, în toată comuna, asfaltarea ulițelor, care au rămas neasfaltate. Ei, este posibil să ne mai trebuiască avizii sau studiu tehnic ceva, care trebuie plătit. Vorbim de lista de investiții la cheltuieli de capital, nu? Dacă avem la cheltuieli de funcționare, acolo avem piatra, avem șansuri, care nu mai trebuie. Nu, la modernizare nu putem de capital. Ăsta cu 820.000. Vreau să încep și eu ceva. În legătură cu puțurile astea care se fac, am înțeles și foarte bine că să avem apă și canalizare. Da. Ar fi necesar să mai facem și puțurile de astea care costă atâția bani? Aveți apă, o să avem apă și canalizare, dar nimeni nu știe în care va curge apa și canalizare. Să nu uităm că suntem într-o perioadă de pandemie. Să nu uităm că nu putem să lăsăm instituții fără apă în momentul în care tot timpul spune spălat pe mâini și nu știu dacă e normal ca să cărăm cu apă la WC-ul cu găleata. Iar un puț rămâne puț. Totuși. Dar până acum 11 ani de zile, cu ce s-o spălat? Domnul... Școala la Moldovezi nu mai funcționează, are instituții. Dar de ce nu mai funcționează? Au avut momente între luni, o lună de când mai funcționează. Din cauza că la școală nu funcționează, nu funcționează. Școala nu mai funcționează din cauza că, cum spune, a fost pandemia și copiii, ce au fost după, am ajutat, eu tot am tins. Deci este, era fântâna care făcut. Aveți o problemă dumneavoastră personală. Nu, nu vreau să bag, aveți o problemă personală. Eu nu vreau să dezvolt această problemă. Da. Pentru că dăm naștere la alte discuții. Nu vreau să vorbesc despre puțul care este la școală. Vă poate vorbi doamna doctor, care nu poate beneficia de apă de câte ori are nevoie, pentru că o să facem într-așa fel să aibă legătura de la puțul primăriei, începând, cred că, cu 1 mai. Și alte rei, alte lucruri care v-am spus. 10 ani de zile au mers pe la școală și nu au pus-o. Numai noi știm cum am mers. Numai noi știm de câte ori am turnat apă la WC cu găleata. Pentru asta să știți că avem și o expertiză făcută. Și v-am spus, nu vreau să continu. Și am făcut această expertiză cu aprobarea domnilor consilieri din Consiliul trecut, știind clar că vom avea probleme și discuții. Știind clar că veți fi următorul, că veți fi în următorul mandat candidat la funcția de primar, nu știa nimeni că veți ieși sau nu veți ieși. Vreau să niciodată nu recunoașteți ce ați făcut, ce n-ați făcut. Și atunci am zis, expertiză, poze și referate. Este domnul Cojoc? Da,
Ca să vă răspund. La toate, inclusiv... La orice vă răspund. Nu, la toate am făcut. Dumneavoastră spuneți de pus să spune sub aprobare astăzi în ședința de Consiliu și el e făcut din decembrie. Deci, domnul, puțurile nu vă supărați, au fost spuse. De la primărie, puțul ăsta de la primărie, da. Poate să mergi pe spate. Deci, că-i făcut, da, și exact. Așa o aprobăm astăzi. Pentru că o poți aproba, o aprobați plata, poate nu observați. Dar nu am votat lista de achiziții? Da. N-ați votat lista de achiziții? Dar eu nu votam. Nu? Ați votat împotriva. Din ieșa anul trecut nu a fost împotriva. Când s-a votat. Când ne-am plâns și că nu am votat. La școala Ciuturești trebuie neapărat. Dați-i cuvântul, doamna director. Nu, 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 doamna director, nu se referă la puțurile la școală. Pur și simplu are problemă cu puțul ăsta, pentru că nu se pricepe. Nu pricepe de ce nu-l folosim pe ăla care a făcut dumnealui. Da, nu am avut apă și... Și că cum am stat fără apă? La școală era necesar. La Ciuturești a fost un tunel făcut odată, nu? La Ciuturești este necesar, într-adevăr, la Ciuturești, dacă vorbim de Ciuturești, într-adevăr, la Ciuturești nu este un proiectul de apă și canalizare, nu ajunge apa. Și este, într-adevăr, este necesar. Iar la Odobești și la Tisa Sălivestre, care vine apa și canalizare și este un proiect... Vine, așa e. Asta nu o să vină. Haideți să... Dacă dumneavoastră și mai plouă, cred că mai vine. Poftim? Dumneavoastră doriți să apă vine apa și canalizarea, noi să stăm să... Până când o să vină... Chiamat pe cineva de bani de apă. Da, nu ne mai spălăm. Dumneavoastră, când erați primar, ați făcut? Dar eu chiar sunt mirată, cum puteți să vină așa o problemă? Nu, 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 eu chiar sunt mirată. Deci îmi trebuie japoneză pe mine, nu? Îmi dau satisfacția lui Ciprian, a fost când fost mamă. Da, a fost canalizare. Nu știu. Care fi canalizare? În 2020, suntem în 2023. Depinde, depinde. Depinde. Da, depinde. Ei au depinde ce găsești de depinde când vin banii. Așa se spune. Bani. Păi dă-mi firmă faliment. După aia să deblocheze. E foarte greu. Nu vezi că am primit numai 700. Depinde. Contractul e de durată. Multe anual. Iar aici, domnul Gălățanu, de asta mă și supăr pe dumneavoastră. Pentru că știe foarte bine ce înseamnă proiect european. Știe foarte bine când se încheie un proiect. Ca să nu mai spune că apă și canal nu e asfaltare. De apă și canal pe fonduri europene? Da, pe ce? Domnul primar, nu scrie nici suma, nu scrie nimic. Unde nu scrie? Că așa trebuie, că nu vă imaginați dumneavoastră că dacă nu o făceam conform legii, ăștia când au venit în control, ziceau că e bine. Parcă nu știți când vă vin în control, ce spun. Fă, aici trebuie așa, aici trebuie așa, aici trebuie așa. Este o pancartă mare în fața aici. Nu, păi tocmai asta spune domnul pancarta, aia nu scrie valoare, nu scrie. Dar așa trebuie să arate plancarta prin PNDL. La fondurile europene, dacă totuși mă provocați, eu am scris la fondurile europene și scrie așa valoare, scrie așa tendru, scrie așa toate. Așa era atunci. Așa, s-a schimbat legea. Da, asta-i greu. Dar așa au venit la țanta, tip. Nu o facem noi. Înțelege. Vă dați seama că nu costa din mine să mai pună între cuvinte. Adică nu e un mort, ca nu e un mort, cuvintele alea costă, domnule. Domnul Gălățan, la fel de bine știți, indiferent cât costă, dacă trebuie spus, îi pui. Dacă nu schimbi plancarta, dacă nu e așa cum trebuie. Aveți idei, doamna primar, dacă e trecut undeva, ceea ce se strică, poduri, da. Cine le face? Noi deci se strică contract. Cu canalizarea. A, nu ei. Tot ce a stricat, face la loc. Asta este condiție din contract. Reface la forma inițială. Da, acum, spus. Nu știu. La finalizat? O minute aici așa, zis că ar putea un soare, dar deja. Mai sunt discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Discuții.
Vreau eu să pun o întrebare de acolo. Să pune din consilier și tot în ouă. Asta să le spuneți cei doi care le evaluează cu domnul secretar și valoarea. Și valoare? Dar e calificativ, nu, da? Ce fac și cei doi consilieri pentru evaluarea în domnul secretar? Pune pentru consilier, înțelege că e, o susține, nu? Unde s-a susținut? Da, să spună consilierul care vrea detalii și să vină să vadă raportul la lată de raport. Pentru ce au fost propuși cei doi consilieri de Consiliul Local de Evaluare? Exact. Așa că vedeți ordonanța. Exact. În ordonanța 57, codul administrativ, zice că pe lângă evaluatorul aparatului primarului, că aici este în cadrul, deci în aparatul primarului, trebuie să participe și doi domni consilieri care spun punctul de vedere la criteriile care sunt în codul administrativ. Veniți să le citim, că nu știu pe de rost exact tot ce este. Este un formular. Te întreabă. 10 întrebări sau 12. Dar în concluzie, îl apreciază pe domnul secretar? Dacă vrea, dacă nu poți să nu aprecieze. Dar nu îl susține în activitate. Unde să-l susține? Nu. Apreciază. Și face secretarul privind Consiliul Local. Ideea a fost negativ sau pozitiv? Dar dați-mi ce vreți acum. Nu mai participă la niciun concurs. E cum se comportă. Domnul Gălățan, dacă eu când am plecat în campanie electorală alături de dumneavoastră, deci m-a lăsat și nașii de pun unii deoparte. Foarte rău. Recunosc, asta e. Spiritual. Dar toată viața. Am mers cu dumneavoastră. Nu s-a putut, nu s-a putut. Dar asta nu înseamnă că peste noapte să-mi impune cineva și să votez. Nu mi se pare corect, domnule. Deci nu mi se pare. Sunt lucruri care, într-adevăr, ar fi bune. Și sunt bune. Eu nu pot. Împotrivă, împotrivă.